Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș a fost prezentă la Codru în perioada 30 august-1 septembrie 2024. Evenimentul a avut loc la Pădurea Verde, în fosta grădină zoologică din Timișoara. Adi Timiș a participat cu o serie de activități educative dedicate participanților cu privire la gestionarea corectă a deșeurilor, respectiv cum se realizează colectarea separată, ce este reciclarea și cum putem contribui fiecare dintre noi la protejarea mediului. Astfel s-a dorit întărirea și dezvoltarea comportamentelor prietenoase cu mediul prin toate activitățile educative pe care le-au desfășurat. Ne bucurăm să participăm la Codru așa cum o facem în fiecare an. Misiunea noastră continuă, iar aceste evenimente ne oferă oportunitatea de a contribui activ la dezvoltarea unor comportamente prietenoase cu mediul, transmite reprezentanția din Timiș. Codru este un festival eco-friendly, iar fiecare bilet cumpărat este un copac plantat. Până acum, inițiatorii evenimentului au organizat două sesiuni de plantare și ecologizare, în cadrul cărora au fost plantați peste 45.000 de puieți în pădurea Bistra și în alte zone din Timiș.